În această dimineață și haideți cu toții, dacă am cântat despre bucurie, să ne deschidem inima și să dorim în această dimineață ca Domnul să fie prezent aici prin Duhul lui Cel Sfânt. Amin. Pentru că atunci când Duhul lui este prezent și Duhul lui lucrează în fiii oamenilor, El aduce ca roadă bucurie. Și în această dimineață haideți să strigăm către Dumnezeu. Amin. Pentru că dorim să avem bucurie în această dimineață și dorim ca Domnul să fie prezent astăzi în locul acesta, să cerceteze inimi și pe noi să ne asculte când strigăm către El, pentru că avem atâtea nevoiuri și atâtea lipsuri și atâtea lucruri pe care ni le dorim în viața aceasta și în această dimineață vrem ca Domnul să fie prezent în locul acesta. Și nu numai atât, să asculte ceea ce noi vrem de la El. Și vrem și noi să ascultăm ce are Domnul de spus. De aceea vom sta în această dimineață în rugăciune, în părtășie și Domnul să binecuvinteze această dimineață. Amin. Să fie o adevărată părtășie. Amin. Ca inimile noastre să guste ceea ce Dumnezeu are mai bun și noi vrem în această dimineață să avem părtășie cu El. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom citi câteva versete din Psalmul 34, după care ne vom pleca fiecare ființele noastre și nu numai atât că ne vom pleca și ne vom închina înaintea Celui ce ne-a creat, ci îl vom ruga ca El să fie prezent astăzi prin Duhul lui Cel Sfânt în mijlocul nostru. Doriți lucrul acesta? Amin. Domnul să facă prezentă inima noastră, în primul rând aici, să fie deschisă pentru cuvântul Lui și pe urmă Domnul să fie prezent aici pentru inimile noastre. Dorim în această dimineață ca Domnul să ne umple de bucurie și de pacea Lui. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul ce se tem de el și scapă din primejde. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Amin. Amin. În această dimineață dorim să nu ducem lipsă de nimic. De nimic. Din tot ceea ce este bun, vrem ca această dimineață să fie pentru noi o împrospătare. Amin. Vrem să fie Domnul prezent aici. Amin. Și vrem să putem spune liber cu gurile noastre că nu ducem lipsă de nimic. Amin. Un om care are de toate este mulțumit. Mulțumitorul are un ospăț necurmat. În această dimineață, Domnul să binecuvinteze inimile noastre și ființele noastre, să fim mulțumiți cu starea pe care El ne-o dă. Amin. Și în urmă, tot ceea ce noi vom duce lipsă și ce avem nevoie, Dumnezeu va completa și în această dimineață dorim ca El să fie prezent în locul acesta, să completeze, pentru că sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste noi, peste unul fiecare. Dar Domnul știe și El cunoaște și termenul limită, până unde vrea El să duci încercarea și greutatea pe care ți-o pune El. Dar binecuvântat fie numele Lui, pentru că El nu îngăduie mai mult decât putem noi purta. În această dimineață ne vom îndrepta în inimile și vom mulțumi că am ajuns în locul acesta și putem să-L slăvim. Și după aceea îl rugăm ca Domnul să fie prezent în mijlocul nostru și să toarne prin Duhul Lui Cel Sfânt astăzi inimile noastre însetate. Din plin să putem să ne adăpăm. Amin. Amin.